Dânsa este baba comunistă. Ghici, ghicitoarea mea, ce obții dacă îi aduci la oaltă pe regizorul Stere Gulea, directorul de imagine Vivi Drăgan Vasile și actrița Luminița Gheorghiu? În 1988 ei au creat Moromeții, o adaptare după romanul lui Marin Preda, iar în 2012 cei trei s-au reunit pentru Sunt o babă comunistă, tot o adaptare după volumul omonim al lui Dan Lungu. Maria, stai puțin, scumpul meu. Deci, ea e cărcotașă, da? Vede alea acolo, da? Dar roșiile nu le vezi. Păi ce, ce frumoase sunt. Asta, toate se vezi să ștejezi. Vai, lasă-mă, nu mai mi-o băga. I-ai dat de lucru. Se vezi ștejezi, dar la roșii nu te uiți? Sunt aproape roșii. Este foarte bine că sunt cu Stere, cu Vivi, mai sunt câțiva din vechea familie Moromeții. Dacă marile iubiri au șansa să se repete, atunci e foarte bine. E o reîntâlnire plăcută și necesară pentru mine în orice caz. Sunt o babă comunistă este un portret tandru al Emiliei, o femeie nostalgică după vremurile de dinainte de 89, chiar dacă familia ei nu are aceeași părere. Emilia este interpretată de Luminița Gheorghiu, soțul ei Blajin și Glumeț este întruchipat de Marian Râlea, iar în rolul fiicei ei, Alice, mutată în Statele Unite, joacă Ana Ularu. Nu prea am văzut în ultima vreme povești cu oameni care se iubesc. Și asta m-a impresionat și știu că am spus pe regulă, îmi face mare plăcere să văd o familie unită. Suntem uniți, mă iubește în film, nu? Da. Pentru Stere Gulea a fost foarte important ca scenariul pentru Sunt o babă comunistă să fie cât se poate de fidel cărții pe care se bazează. În rest, regizorul i-a lăsat pe actori să decidă singuri dacă vor să citească romanul sau nu. E adevărat că a durat ceva mai mult până când eu am găsit o formulă care să ne convină de scenariu. N-a fost simplu, pentru că romanul este compus din lungi episoade de rememorare. Eu n-am citit cartea, nu am vrut să o citesc înainte de scenariu. Am spus că povestea este scenariu. Scris excepțional. Nu, cartea nu am citit-o încă pentru că am preferat să o creez pe Alice așa cum era gândită de Stere Gulea. În momentele în care am mai jucat în ecranizări după cărți, m-a derutat un pic personajul din carte. Colaborarea dintre Vivi Drăgan Vasile și Stere Gulea va da roade oarecum experimentale și, pentru că avem parte de flashback-uri, domn profesor Vivi și Stere Gulea s-au hotărât să le filmeze într-un mod aparte. Deci, Luminița va fi mereu unghiul camerei, într-un fel. Iar pe de altă parte, ca să nebunim complet spectatorii, Luminița apare și reală în amintire. Deci există o luminiță care este tânără, care nu se vede, care este mai degrabă o amorsă, dar ea prezenta intră în amintire la urmă. Până la urmă, această problemă a raportului cu nostru, ca oameni, cu memoria, rezolvarea ei prin flashback este nenaturală. Nu așa se întâmplă lucrurile și noi știm asta ca oameni. Dacă într-o primă fază echipa a filmat în studiouri, apoi s-a mutat la țară. Acolo s-au tras secvențe care se petrec în prezent, dar și unele dintre aceste flashback-uri misterioase. Deci, ai făcut așa, 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 și ai și zbunghit-o. Adică... Da? Vrei să facem așa, da. Da? Da? Dar nu râzi, Teona. Eu te înfurii. Da. Te înfurii, nu te... Nu, da? În una dintre secvențele care se petrec în trecut, Emilia, la o vârstă fragedă, este foarte supărată. Locuiește la țară, iar tatăl ei obligă să taseze în picioarele goale tezicul, adică un amestec de balecă de vacă și paie. Consistența tezicului le-a dat bătăi de cap celor din echipa de filmare. Bărdășan, nu e balegar de vacă, e de cal, de altceva. E amestecat. Și vii mai de aproape, uite aici. Nămol, 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 nămol. Așa, eu cred că un... 32, foarte staliu, fetiță.
Băi, de la scenografie, mai puneți niște paie. Dacă te văd pe tine, de ce te mai pune? Eu zic, Matei Corbin, fii atent. Tu iei gălat, dacă de aici îți fac din zi. Acum fac din zi. Deci, îți fac din zi și ție. Și... Da, da. Motor. Merge. 18B, trasă, nu? Da. Acțiune. Nu te dori. Trece acolo și calcă, nu te hârjoni! În locație, echipa s-a cam îndrăgostit de o capră. Te filmează, băi! Stop! Au mers mai repede! Capră în cap. V-ați grăbit? Nu noi, ei! V-ați grăbit! Filmările la Sunt o babă comunistă s-au încheiat. Mai avem însă câteva luni de așteptat ca să vedem acest film în cinematografe. Lansarea va avea loc anul viitor.